Bine v-am găsit, stimați telespectatori, să dau microfonul. Ați recunoscut decorul de la Sinaia. Am decis să vin vreo, tot așa, o zi, două, ca să încarc bateriile. Orice ruperea mea din București pentru câteva zile înseamnă o reîmprospătare, nu în sensul că aici mă plimb sau mă duc la discotecă, lucrez, dar faptul că am plecat din București, că am mers cu mașina, m-a rupt de... Oricum, eu nu mă uit la televizor, nu mă uit din când în când pe niște site-uri și v-am zis, trebuie să numai când sunt evenimente importante. Cred că cu 3 săptămâni în urmă, tot aici, eu am luat peste picior acele știri privind invazia. Bănuiesc că unii dintre dumneavoastră îmi bateți o broază, spuneți dumneavoastră, ai zis că nu e invazie și uite că a fost. Nu, eu spuneam că nu poate fi invazia, ei anunțau azi că va fi la noapte invazie, în sensul ăsta. Așa că pot să zic și eu, va începe un război nuclear. Poate să înceapă, dar dacă nu începe, era vorba de precizări de acele documente, că vă țineți minte bildul, că ei vor pune mâna repede pe Kiev și că vor instala și că vor duce în gulag, era o serie întreagă, sigur, de diversiuni. Nu-mi dau seama, cred că care a fost rostul lor, nu cred că s-a amâne invazia, operațiunea, cum spun rușii, operațiunea militară. La, pe toate site-urile lor ei dau știri. Pe toate site-urile, la care mă uit. Și Sputnik Internațional și Russia Today, deci dau știri și ei sunt. Și după asta, în final, zice, și în ziua de 24 ianuarie, președintele Vladimir Putin a indicat a ordonat o operațiune specială ca să ne intre nou în cap, că nu e război, ci operațiune militară specială. Dar ale propagande. Deci nu cer scuze, pentru că eu mă refeream la precizia cu care marea presă a lumii se tâmpise și spunea că va avea loc în noaptea asta la ora cutare. Adică sau documente de genul, surse din Pentagon ne spun că ei vor, rușii vor cuceri Ucraina și după ce o cuceresc vor face o listă și vor pune, ce spune, comitet provizor, erau de pe vremea Revoluției. Bun, acestea fiind zise, vă propun și voi face în fiecare seară o rubrică numită Dreptul de a pune întrebări. Ea mi-a fost inspirată de dialogul cu Renate Weber. Repet, Renate Weber este nu e numai avocatul poporului, că așa au fost și alții, să nu le zicem proști, să le zicem sinecuriști în acest post. Nu, Renate Weber este din 1990 un mare specialist în drepturile omului. Am spus, Comisia Europeană a trimis-o în America Latină, a supravegheat și foarte bine că devenise un fel de vedetă la televizor, alegerile, mă țin minte, din două țări latino-americană, este chiar specialistă și este o luptătoare pentru drepturile omului. Deci nu, de 30 de ani nu face decât asta. De-aia eu o consider o autoritate, nu ca avocatul, o autoritate. Și la un moment dat, pe parcursul dialogului, adică spre final, am ajuns la concluzia, de fapt susținută și de ea, că indiferent și dacă e apocalipsă, avem dreptul de a ne pune întrebări. Deci vom inaugura această rubrică, în fiecare seară va avea o introducere, va avea drept prefață, cum ar veni, fragmentul ăla din dialog cu Renate Weber, în care domnia sa spune că avem dreptul să ne punem și chiar să punem întrebări. Să începem. Avocatul poporului, spuneți, specialist în drepturile omului, avem dreptul să ne punem întrebări chiar și acum? Doamne, bineînțeles. Cum să nu avem dreptul să ne chiar punem întrebări? Chiar și în Apocalipsă, cred că trebuie să ne punem. Avem dreptul. Iertați-mă, dar și când citești Biblia ai dreptul să-ți pui întrebări, nu-i așa? Da. Cum adică?
Am ajuns că toată omenirea este mai presus de orice ce este asta. Ce sunt adevărurile pe care ni le dau alții. Nu, nu, nu. Deci, de unde chestia asta? Chiar e datoria noastră să ne punem... Sigur că da. Să verificăm critic, indiferent de unde vin. Păi de asta suntem ființe umane înzestrate cu rațiune, nu? Ce e rațiune altfel? Ce definiție să dăm altor rațiunii dacă nu exact asta? Să ne punem întrebări sau căutăm răspunsuri? Așadar, nu trebuie să mai comentez și să mai tot insist de ce trebuie să ne punem întrebări. Pentru că în pandemie ne-am pus întrebări și cei care acum vor să nu ne punem întrebări nici în legătură cu acest război, practic un război nu Rusia-Ucraina, ci Rusia, America și aliații se având în primul rând România și Polonia, avem Rusia contra America plus Marea Britanie, se vede motorul ăla, și aliații din NATO, din Occident, la care se adaugă Columbia și Qatarul, dacă nu mă înșel. Restul planetei, unii sunt cu rușii, alții sunt împotriva americanilor. Este foarte important pentru că foarte multe popoare de pe planetă, supărate pe America, pe aroganța ei, așteaptă să câștige rușii. Eu nu cred că vor câștiga, dar eu am spus ce așteaptă ei. Aroganța lor, spus și Chinei, bă, fii atent aici, să respecte sancțiunile. Păi de ce să respecte China sancțiunile? E aliată, a ordonat ONU? Nu. Bun. Și avem dreptul să ne punem în întrebări pentru că așa ne-am pus în pandemie și întrebările noastre au fost corecte, iată că acum s-a dovedit, prin ordin, ucaz de la Cotroceni sau de la Uniunea Europeană, pandemia nu mai există. Mai țineți minte întrebarea pe care am pus eu cu Omicron. Au dat acolo în Africa de Sud. După asta, imediat, n-a apucat să se dezvolte cât de cât în Africa de Sud, Uniunea Europeană, Occidentul, vine Omicron, nenorocire, închidem cu tare. Specialiștii din Africa de Sud strigau, domnule, nu e, e contagios, dar nu e periculos, nu, 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 și uite că acum nu mai știm pe unde este Omicron. Oricum, un lucru este sigur, stimați telespectatori. După 2 ani de pandemie, niciun institut de pe planetă nu a descoperit cum a apărut acest virus. Câte vreme noi nu avem stabilit oficial, nu știu, un șarpe a mușcat un om sau a mușcat-o pe Eva, i-a dat un măr și mărul ăla era un virus. Noi am serioase îndoieli în legătură cu originea pandemiei. Nu știu, normal era, deci primul lucru pe care îl faci când apare o boală, să vezi originea. Nici acum nu știu. Bun. Și haideți să ne punem, deci noi suntem noi, oamenii, normal la cap, asistăm la un război mediatic. Războiul mediatic purtat cu precădere, nu, războiul mediatic care rușii, conducerea de la Kremlin, îl poartă împotriva Occidentului, dar îndreptându-l către ruși pentru a-i convinge pe ruși să susțină, și deocamdată susțin acest efort de război, de aia nu se, de aici și toate măsurile lor de, mă rog, și Uniunea Europeană a interzis Russia Today. Și ei anumite, și ei presă străină. Din punctul acesta de vedere, a fost o greșeală, deci enormă, mai ales a presei străine, și a rămas Al Jazeera. Vă spun de ce. Până la al doilea război din Golf, CNN-ul era televiziunea tuturor războaielor, pentru că reușise prin echilibru pe care îl avea, când începea un război, părțile
acceptau CNN-ul. În cazul al doilea război din Golf, CNN-ul a dus o campanie împotriva lui Saddam Hussein înainte de începerea războiului și atunci Saddam Hussein nu le-a mai dat voie. Și ei n-au mai fost acolo, sigur că au fost cu armata americană, dar n-au mai fost. Și au câștigat Al Arabia și cred că și Al Jazeera. Al Jazeera este o televiziune extraordinară, nu vă uitați că e în Qatar, am vizitat-o, are și în limba engleză, nu numai în arabă. Deci, din punctul acesta de vedere, i-au rămas acolo. Normal era ca CNN-ul sau poate NBC-ul să facă un efort și să rămână, dar acest efort trebuia să nu fie tendențios anti-rusă de la început. Avem din coace un război mediatic dus de Ucraina, dus de Statele Unite ale Americii prin intermediul Ucrainei. Și eu îl consider foarte primejdios și vă spun și de ce. El are drept scop să prezinte acest, să prezinte pe ruși criminali, cum vreți, da? Dar în același timp să și păstreze un fel de emoție colectivă în Occident ca occidentalii să suporte consecințele războiului economic. Sancțiunile împotriva Rusiei se întorc și împotriva cetățeanului occidental. Dacă cetățeanul occidental, nu știu, o să crească prețul motorinei sau benzinei, se spune, da, domnule, am văzut noi la televizor ce crime fac. Este foarte primejdios, deoarece această permanentă încălzire a opiniei publice și cu fapte reale, dar și cu fapte inventate, poate să ducă la o presiune a opiniei publice în așa fel încât liderii occidentali în frunte cu Biden să accepte sau să ordone un război NATO. Un război NATO-Rusia, ne-am terminat. Nu are, pierdem timp. Din punctul deci, din nenorocire, dacă dura puțin, mă rog, era Rusia, mă rog, poate aveam tema ce, cum îi duc în gulag pe Zelenski și pe al lui. Sau pe... Însă, de data aceasta, vedeți, această permanentă păstrare a revoltei față de ruși și față de război și de compătimire a ucrainenilor, excluzând în toate știrile armata, e o tactică, deci nu apare normal ar fi să avem ca război ruso-finlandez știri video cum se bate armata ucraineană, că ea se bate, nu? Noi avem această numai ăsta și hai să vedem la un moment dat aceste fake news-uri, vă arăt unul făcut de ambasada americană din Ucraina, teoretic, deci scopul acestui clip este acela de a arăta lumii că soldații cotropitori sunt niște tâmpiți în așa fel încât îi alungă și doi bătrâni. Ia să vedem clipul, este pus de ambasada SUA, repet, nu de o televiziune în ăsta, și să-l comentăm după asta. Тихо. Мужчина, выходим.
Я все пошел дальше их доказывать, это я более слов, блядь. Bun. Hai să vedem făcătura. În primul rând, dacă observați dumneavoastră, familia asta, care bănuiesc e de la țară, ca așa zice, are camere de luat vederi 4. De supraveghere. Bă, eu, de exemplu, nu am. La Găgești n-am. Dumneavoastră aveți camere de supraveghere 4. Eu la Găgești nu am nicio cameră. Adică ați văzut și la intrare, și la când intră în curte. 2. Scopul acestui video a fost cel de a arăta că poporul ucrainean îi alungă pe cotropitorii ruși. Dar în același timp, că aici este imbecilitatea propagandei, în același timp unii, și am văzut că au fost comentarii pe net, zic, bă, stai puțin, dar parcă rușii erau fioroși, împușcau populație civilă, pui dacă se duceau americane în Afganistan și îi alungau doi talibani sau doi afgani, veneau ele de una cu patru alții și de treabă sunt, se retrag. Zice, bă, nu intrați aici. Bun. Această chestiune este o caracteristică a mare părți, deci, repet, există o propagandă de război care se întreține emoția dusă de Ucraina, dar cu consiliere și cu ajutorul complicității presei mondiale. Sunt multe fapte reale, dar sunt și foarte multe fapte inventate. Problema, întrebare care ne jignește aici inteligența, este o problemă a întregii propagande. Deci, adică, pe de o parte, ni se spune că rușii sunt fioroși și omoară populație civilă și așa, și pe de altă parte, ni se spune că rușii sunt niște căcăcioși și o iau la fugă alungați de doi bătrâni. Adică, video ăsta este să ne arate ce, cum să zic, doi bătrâni alungă trei ruși, da, ați văzut, cu puști. Dar are și cealaltă parte, deci este o fractură logică pe care nu au rezolvat-o nici până acum. Adică, Zelenski spune, noi suntem eroi, rușii sunt la pământ, am omorât. Bun, am înțeles. Dar în momentul în care tot insiști pe tema asta, noi spunem, bă, dar de ce mai ai nevoie de ajutorul NATO? Că văd că îl bat doi bătrâni. Zis, doi bătrâni de ajutor. Dacă ies în fiecare sat bătrânii, cum să zic, mă miră că nu i-a alungat pe ăștia pe stradă. Ați văzut, a închis poarta și bacheala și zis, porcilor, plecați. Și eu i-a zis, plecăm. Bun. Deci asta este un exemplu și atunci îmi pun întrebări, de fapt, cine face propaganda asta. Tot am dreptul să pun întrebări în legătură cu jurnalistul ucis. Deci toate televiziunile lumii, presa lumii, a noastră, așa au zis, titrat, jurnalist american ucis de ruși. Emoție colectivă. Deci, jurnalist american ucis de ruși înseamnă următorul lucru. Vă spun eu ca jurnalist, care știu ce înseamnă corespondent de război. Înseamnă un corespondent al lui New York Times, cu legitimație, cu aia de gât, este prins de
armata rusă, nu de ruși cetățeni, el arată legitimația și tu, cu toate acestea, aia îl împușcă pe loc. Asta este jurnalist ucis de ruși, da? Dar după ce s-a inflamat și cu tare, au început să apară întrebările, care mi le pune. 1. New York Times a spus că acest om nu mai colaborează cu ei din 2015. Păi, deci nu l-a trimis New York Times-ul. Este el. 2. Pe mașina lui am înțeles că nu scria presă. Nimeni nu spune, bă, dar ce căuta? Adică s-a dus, nu, zicea că era într-o mașină și era un rănit. Păi stai puțin, nu era jurnalist. Că jurnalist. Vă dau un exemplu de jurnalism. În deliru, când începe rebeliunea legionară, soldații făcuseră bariere din ăsta. Și Ștefan, eroul principal, ziaristul care era la Universul, vrea să vadă, să treacă dincolo la legionari. Că erau baricadele soldaților români și dincolo la legionari. Și îl opresc aia soldații, vine un ofițer, arată leșemat. A, zice, trăiți la Universul. Și pleacă, asta este înseamnă jurnalist. Arăți legitimația și chiar când se treacă în... Sigur că în toți corespondenții de război riscă la un moment dat să moară, de la un glonț rătăcit, de la... Bun, în cazul de față nu putem spune ucis de ruși, deoarece el nu a fost ucis după ce a arătat leștimația. Poate să fie o greșeală, noi nu știm până la ora actuală. Dar v-am dat un exemplu de acest, deci încă acum sunt uciși și jurnaliștii. Încă o dată, stimați telespectatori, nimic nu e mai periculos decât această menținere și ridicare a emoției opiniei publice, uneori și prin fake news-uri, pentru că cei care fac asta se joacă cu focul. Declarații de genul NATO intervine dacă Rusia atacă cu arma chimică, păi și de unde știu, poate că sunt 4 mercenari sau 4 ucraineni care atacă ei. Deci nu, din punctul acesta de vedere, e riscant. Eu vă spun încă o dată, sunt sceptic că acest război va fi ținut sub control, pentru că e o permanență. Azi omoară jurnaliști, acum am înțeles că omoară povestea aia cu instrucțiile NATO. Ei rușii spun că erau 180 de mercenari. E normal, Ucraina și Occidentul, e normal să folosească toate trucurile de război. Problema este că fiind împotriva acestei agresiuni, noi trebuie să plecăm de la premisă să nu ne crede proști. Da, am înțeles, dar alta treia, ne punem în treia. Refugiați, hai să discutăm serios. Deci, marea majoritate a refugiaților trec prin România și se duc în Germania. Refugiat, mai țineți minte sirienii, ca ce spuneam și eu, băi, au fugit de război, frumos. Pe când fugi de război, fugi în primul loc unde e liniște. Normal este că acești refugiați care vin la noi valuri, să zică, bă, slavă Domnul, sunt într-o țară NATO, România e țară NATO, stau liniștit aici, îmi văd de treabă, nu e nicio problemă. Și sunt... Nu! Ați văzut, și clinici astea arată, au bani, nu e nicio problemă. Problema este că ei se duc în Occident. De ce se duc în Occident? Dintr-un lucru foarte simplu, stimați telespectatori. Ucrainenii nu au avut drepturile noastre de circulație pe Uniunea Europeană, da? Înțelegeți, ca să te duci în Germania, ca acum, trebuia să mergi la ambasada Germaniei sau la consulat de la Kiev și unde o fi, depuneai acte, ăla te verifica și în fund, dacă ai cazier, dacă cu tare, îți dădea pe 90 de zile excursie, când ajungeai la frontieră, așa puteam noi pe 90, zicea, ia spune unde stai și plecai. Nu puteai să stai mai mult de 90 de zile, nu puteai să intri cu milioane de euro, nu puteai să găsești drept de muncă. Acum ei au drept de muncă 3 ani. Deci putem considera că pentru, sigur, pentru unii dintre ei, care, mai ales cei care merg în Moldova, ați văzut, Moldova are foarte mulți azilanți, cere de azil, pentru că acolo vin săracii, amărâții.
De ce se duc mulți în Polonia? Ca să treacă dincolo. Deci noi nu putem vorbi de refugiați, refugiați. Adică putem vorbi de niște oameni care vor să ajungă în Occident. Nu, asta nu înseamnă că noi justificăm agresiune. Nu, asta înseamnă că nu trebuie să ne fraierească. De ce suntem atâția refugiatori? Peste o săptămână, două, trei, patru, vor veni tot ai noștri și vor spune, domnule, totuși unii din refugiați erau cu mașini scumpe. Doi, românii văd, indiferent ce se dau la televiziunile puterii. Bun, indiferent, românii văd și văd că ei au bani, că stau la hoteluri, că umplu hotelurile, că schimbă, că cum l-a prins pe aia cu $1.500.000. Doamne, maică, bă, unde aveau, mă? Da, ei s-au îmbogățit și la ei s-a format o clasă, nu vorbesc de cei săraci, care au bani și unii din ei se duc să spargă bani în Occident, să rămână la neamul ăsta, alții chiar să muncească. Deci, încă o dată, refugiatul este cel care când ajunge la prima graniță, când ajunge unde e liniște, dacă e refugiat de tsunami, se oprește acolo unde nu mai e tsunami. Dacă e refugiat de bombardament, se oprește acolo unde nu mai bombardează, da? Dacă e refugiat de frica rușilor, că rușii par un fel de huni, ați văzut în clipul ăla că nu sunt. Dacă erau lui Genghis Khan, le lua gâtul. Și făcea și din cranii așa un fel de piedestal, că așa avea boala Genghis Khan. Punea cranii în munți, dealuri. Bun, deci din acest punct de vedere e clar că ei, noi le zicem refugiat, dar ați văzut, ei trec pe la noi și se duc cu mașini, în Occident, marea majoritate în Germania. Bun, asta nu înseamnă că nu trebuie să le dăm ajutor, dar românii văd și noi suntem obligați, eu, cel puțin ca jurnalist, să vă spun. E treaba noastră. Ce concluzi? O altă, pe data de 24 ianuarie, parcă la ora 9 și ceva, după ce că m-am trezit în plin război, nu am crezut niciodată că va fi această invazie, operațiune, cum zic, era invazie, am exclamat în mai multe, am făcut repede un jurnal video în direct și am spus că începând de la ora 5 și ceva când s-a declanșat, lumea va fi altfel. Ia să vedeți ce am zis atunci, pentru că asta este o nouă rubrică. Ora 9 și un sfert, 9 și 17, 9 și 20. Oricum suntem într-o altă lume, gata, s-a terminat viața normală, indiferent de ce se va întâmpla, lumea începând din această dimineață va fi altfel. Da. Voi încerca în fiecare seară să arăt consecințele, efectele incredibile ale acestui război, indiferent de rezultatul lui asupra omenirii. La Alef News sâmbătă seara am spus, și acum trebuie să discut despre asta, că va fi dată o lovitură mortală globalizării după lovitura dată de pandemie. Ia să vedem ce am zis la Alef News. Da, e foarte interesantă observația noastră, pentru că vine, deci, pandemia a fost prima mare lovitură dată globalizării. Încă o dată, până la pandemie, lumea era interconectată. Plecai de la Tokyo cu avionul, te duceai repede la Londra, cumpărai, făi city break, da? Da. Te întorceai, da? Deci, n-a existat vreo reținere sau... Nu, deci era după asta, interzicând zborurile toate astea, statele lumii au făcut un prim efort de a se gestiona singure, nu-i așa? Bun. Acest război care va dura, va da cea mai mare grea lovitură globalizării. Dumneavoastră a spus, pentru că nu numai Uniunea Europeană, care în primul rând lumea încă mai e țesută. Eu voiam să spun înainte de emisiune, de pauză. Iertați-mă. Nu, deci tu ai blocat cursele, da? Așa. Rusia a blocat să treci pe deasupra. Asta afectează și Pakistanul, că el trebuie să ia... Păi nu, trebuie să ia avionul de acolo și... El nu e implicat. Dar îl afectează și pe el, pentru că
Suntem interconectați. Da, lumea asta, adică sigur că în momentul zice așa, domnule, dacă, nu știu, ai scos McDonald's-ul, da, din Rusia, ăla a luat carne de undeva. Deci, adică nu afectezi doar Rusia, nu, ci afectezi și toți producătorii mici sau mari până care îți furnizau lumea, nu, până acum lumea s-a bazat pe această chestie. Bă, mă duc și fac o fabrică, nu știu, în România, da? Da. Păi de unde iau cupru? Păi eu de la, nu știu, din Iran. Pentru că circulația asta, globalizarea a dus la cea mai mare circulație a mărfurilor. Mărfurilor cu tare. Pentru că îți permitea să alegi marfa cea mai ieftină din oricare țară. Așa. Era ea. Nu mai erai constrâns de regiune. Forță de muncă. Ori prima mare lovitură este faptul că fiecare stat acum încearcă să fie autarhic. Putin nu bate câmpii când spune, bă, ne ajută. Că nu mai cumpărăm. Vrem să facem, nu știu, oțelul nostru. Adică s-ar putea China la fel. Adică fiecare stat să pornească pe lângă înarmarea de care vorbeam și spune, bă, nu mai pun eu castraveți. Nu mai iau castraveți. O reindustrializare? Ce? O reindustrializare? Nu, o întoarcere la evul mediu. Nu, o întoarcere la stat, națiune care se dezvoltă singur. Și atunci războiul este un război contra capitalismului? Nu, globalizării. Rămâne capital. Dăm cu o dată, ați văzut, deci în lumea de azi, ca să produci ceva, nu ai nevoie acolo, în statul ăla, da? Aduci marfa cea mai bună, nu știu, vrei să faci scaune, da? Nu ai lemnul potrivit în România, n-ai lemnul, dar cumperi de dincolo. Acum nu mai poți, încetul cu încetul zici, bă, trebuie să fac rost de lemnul meu. Bun. Să adaug câteva comentarii la comentariile mele. Lumea de azi, din acești ani, este o lume globalizată. Ce înseamnă lume globalizată? Înseamnă oamenii circulă. Lumea globalizată înseamnă că nu există produse autarhice. Adică vine o țară și vrea să facă, nu știu, Mercedes, da? În primul rând, nu îl face în Germania. Îl face în altă parte unde e forță de muncă. Hai să luăm, de exemplu, așa, forță de muncă ieftină. După asta, acolo unde îl face, zice, ia să vedem cine face, nu știu, cauciucuri. Și ia cauciucuri, nu știu, de undeva, unde e mai ieftin. Asta a fost lumea globalizată. Lumea globalizată însemna turism. Oamenii se mișcau cu tare, cu tare, da? Circulația internațională nu era stânjenită. Lumea globalizată însemna punerea la îndoială a granițelor. Mă rog, era o realitate. Nu mai vorbea nimeni de stat național. Bă, zice, până la urmă suntem o familie, planeta. Bun. Pandemia a omorât circulația. Astfel, ne-a închis în case, nu ne-a mai dus, așa, cu tare, bun. Acum a venit acest război. Acest război lovește globalizarea prin două lucruri. Unu, sunt sancțiunile la adresa Rusiei, pentru că sancțiunile la adresa Rusiei se întorc și împotriva Occidentului, acelui, de exemplu, s-a asistat importul de oțel. Nu se mai fac construcții, mor aia de foame care construiau, românii care poate trăiau în Occident, în Germania, numai fiind constructori. Da. Bun. Dar aceste sancțiuni, de sancțiunile, să spunem, aeriene. Nu Aeroflotul și să nu mai pot circula, da? Pe de altă parte, ei, la rușii, n-au mai dat voie. Hai să luăm un cetățean pakistanez. Nu are nicio treabă. Nu participă la război. Dar el vrea să ajungă, nu știu, la Frankfurt. În timpul războiului din Iugoslavia, noi după când plecam spre Roma, trebuia să ocolim, nu știu cum. Ocoleam, costa mai mult, timp mai mult, da? Acum, poate pe vremuri lua Aeroflotul și ajungea la Moscova. Și de la Moscova lua la Frankfurt. Acum trebuie să ducă ocolit. Deja are o problemă. Deci, din toate cursele aeriene, trebuie să ocolească Rusia. O mare problemă a fost cu rușii care erau cazari, care erau turiști în Cuba.
o trebuie să îi veneau cu Aeroflotul, acum nu mai merge Aeroflotul, a trebuit să... Deci toate aceste lucruri lovesc globalizarea. Care să fie soluția? Să ne întoarcem la economiile naționale, autarhice, adică și la Ceaușescu. Fiecare să facă cuie, cânepă, cămăși, chiloții, dulciuri, nu mai importă nimic. Al doua cauză, lovitură dată globalizării, vine, și aici să vine din starea de tensiune. Cine și mai... M-am amuzat ai noștri. Va repede să facem legea offshore, că zice Câțu-Mâțu, că imediat cum e gata, vin companiile americane și încep să exploateze gazul din Marea Neagră și îl și pun pe țeavă. Domnul Florin Câțu-Mâțu, cine dracu se apucă să investească acum în scoaterea de gaz în Marea Neagră când nu știi ce e cu insula Șerpilor? Cine dracu vine să investească în România nou când România e alături de bum-bum? Cine? Chiar dacă e România NATO, nu știe. Adică, băi, cade o rachetă, cine nebun? Deci poate că ăștia nu pleacă, da? Să zicem. Dar alții nu mai investesc. Și fel, starea aceasta de tensiune, o să o... lumea nu o să mai călătorească. Zice, bă, mă duc în excursie, dacă când mă întorc, nu mai merge nimic. Deci aceasta este o altă lovitură dată globalizării. Când aud, v-am mai zis, Uniunea Europeană zice că trebuie să mai fie dependentă de gazul rusesc. Păi, și va fi dependentă de gazul iranian? Și care iranienii, la rândul lor, de s-a întâmplat, ai văd ce mai tare. Știți de ce premierul Israelului a fost la Moscova și tot încearcă să negocieze? Păi explicația este o știre. Americanii sunt acum înnebuniți și vor să ia, să suplimenteze sau să înlocuiască gazul din Rusia și în Uniunea Europeană cu gaz iranian. Iranienii însă ce, bă, noi vă dăm dacă ne semnăm la Viena un acord de ridicare a restricțiilor, a sancțiunilor impuse pe vremea lui Trump, da? Dăm drum. În moment, Israelul care e acolo zice, bă, uleu, dacă le ridică la aceste sancțiuni, le fac bombă atomică, normal. Și ne belesc, da? Și atunci s-au dus la ruși și nu s-a semnat acordul pentru că rușii, fiind și ei în comisia aia la Viena, au plecat. Este foarte simplu, de estimate respectare, nu e afectată toată planeta. Deci au zis, hai să vă dau un alt exemplu, s-au dus la Venezuela, la Maduro, la dușmanul care voia să-l schimbe, mă țineți minte, că e... și au zis, bă, îți ridicăm orice sancțiune și te recunoaștem dacă ne dai petrol. Atunci, în toată America Latină, zice, bă, nene, cum adică dacă eu, până mai ieri tu, american, ai zis, nu, Maduro e dictator, mai țineți minte, înfometează poporul, nu e democrație, deci sancțiuni, da? Acum că n-ai nevoie de petrolul, zice, bă, nu mai e. Păi, și zice la Brazilia și la, bă, stai puțin, ori ești consecvent și zici, bă, și mor de frig, da, nu te recunosc, așa și Iranul. Deci, repede să face acord, dar până la urmă Israelul, care știe, Iranul, dar dacă face bombă atomică. Deci, nu cred că... Deci, toate aceste lucruri afectează ca stare de spirit planeta și schimbă foarte multe lucruri în lume. În ultimul rând, sigur, o să mă întrebați cum stăm cu războiul. Marea problemă la acest război este faptul că se pronunță despre ce se întâmplă pe teren oameni competenți, buni analiști, cum ar fi cei de la din America, dar care nu se pricep la alte culturi decât cea americană. Mai, de ce au plecat din Afganistan? Au bulit-o în Afganistan pentru că nu se pricepeau la Afganistan. Ce v-am zis? Am fost în Iran, da? În Iran, unul, de se poartă ălea, nu știu, feregeasă, este batic, dar în același timp, marea majoritate a populației mai mare este tânără. Zici, bă, dar cum adică? În Teheran este cel mai mare complex din lume de
de IT, de telefoane mobile, de laptopuri. Deci, nu știu, e greu de... americane întotdeauna au greșit acest lucru. Nu înțeleg alte popoare. Și evident că ei când vorbesc de ruși, ei vorbesc de la Washington. N-au fost, adică nu cunosc pe ruși, nu înțelegi. Uitați-vă la un film american după Tolstoi. Nu merge, nu pot să înțeleg. Una e să facă Bonarciu și una e să facă un american chiar celebru. Ei nu pot să înțeleagă. Și atunci toate aceste cronii sunt niște prostii. Că de ce rușii sunt îngăleată, deoarece de ce nu înaintează? Păi poate nu și-au propus să înainteze, poate, cum spun francezii care îi cunosc mai bine, poate o tehnică a rulou compresor. Pac, stau pe teren acolo și nu știu ce fac. Poate că au lângă Kiev, au adus armament, bază sau coligorul ăla, convoiul ăla și de acolo țâșnesc niște chestii de comando care nu știu pe cine omoară. Deci nu știu. De ce nu folosesc combinația de blitzkrieg, aer, sol? Adică de ce nu folosesc armamentul ultramodern? Nu știu. Deci, în primul rând, că e clar că Putin n-a vrut blitzkrieg. Ea și numită. Nu știu, poate că vrea să stea acolo și să îi le rupă și raspinării. Deocamdată îi spun așa, bă, zice, îl vânează pe Zelenski. Păi ura, poți să trimiți o rachetă inteligentă care îl prinde pe Zelenski și când e la WC-ul. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu ce fac. Adică, și atunci ei se pronunță și zice, fii atent, zice, o să vezi, o să fie o revoltă în toată Rusia, de ce? Că nu mai e McDonald's. Și v-am zis, s-a fost de 8 ori în Rusia, sau 8 ori. Păi, e McDonald's, era, da, e McDonald's așa, să ducă tinerii, că, și dacă nu e McDonald's, problema e să fie de mâncare, iar eu nu cred că nu au de mâncare. Deci, din punctul ăsta, nu înțeleg nimic. Bă, cum adică 74% din rușii îl sprijină pe Putin? Da. De ce? Pentru că rușii, ca și americanii, cel puțin, corect sau incorect, zic, bă, noi suntem ruși. Ce mă, seama? Cine mă, Ucraina? Să vedeți cum vorbesc despre noi, v-am mai zis. Cine mă, românii? Românii? Cine mă? Noi suntem ruși. Și ei zic, așa cum americanii. Deci, imaginați-vă următorul lucru. Într-o zonă a lumii, americanii, cetățenii americani sunt omorâți sau persecutați, da? Această zonă este Donbasul. E limpede că acolo au greșit și regimul Zelenski, că trebuia să le dea drept la limbă rusă, nu știu, treaba lor. Și americanii ce zic? Bă, dar ce avem noi? Armament nuclear ăsta? Ia, jap, jap! Și îi fac o presiune că sunt americani, zic, bă, cum adică, cine? Ăia, da? Așa și din coace, rușii. Și păi stai puțin, cum adică, noi avem armament nuclear, cea mai tare armă, cu tare. Și ăia, ucrainene, că ei disprețuiesc, ucrainene disprețuiesc pe noi, iar ei disprețuiesc pe Ucraina. Așa, e treaba lor, nu sunt corect. Dar eu zic, vine, nu înțelege nimic. El interpretează pe rușii, vede ca pe noi. Ce, băi, văzut, mă, România, a venit Kamala Harris. Păi dacă zicea Kamala Harris la Moscova, televiziunile de Moscova erau leșinate, spuneau că este o vizită istorică. Și să închei. Vreau să le dau o veste proastă celor care au trâmbițat. Tu, vizită istorică. Deci, la CNN s-a dat vizita. CNN. Din Polonia la noi s-a trecut despre noi pe burtieră. Kamala Harris a făcut o escală la București. Deci a fost escală. A zis, bă, dacă tot mă duc, eu fac și eu o escală. Bun. Voi continua și să închei să rămân pe aceste poziții. Am zidul de la Târgoviște în spate și la zidul la Târgoviște voi continua să-mi pun întrebări, să-mi explic, să fiu conștient. Nu-mi cereți mie la 74 de ani să fiu propagandist. Mi-au cerut comuniștii, m-am descurcat, acum m-am descurcat, a venit 90, am zis, bă, gata, nu mai devin propagandistul nimănui, am fost
cum să zic, m-am străduit din răsputeri să nu fiu, uneori n-am avut ce face, acum nu mai, adică după ce am făcut și o revoluție și a venit democrația, să fiu propagandist acum al cui unei părți. Nu, vreau să fiu propagandistul adevărului. Mulțumesc, la revedere!